Numărul sucevenilor care și-au sabotat în ultima vreme vecinii și care au incendiat cu bună știință locuința acestora a crescut alarmant. În primele 11 luni ale anului, pompierii suceveni s-au confruntat cu 30 de incendii care au avut drept cauză folosirea intenționată a sursei de aprindere pentru a genera focul. În urma focului pus intenționat s-au distrus locuințe, anexe, gospodărești și foarte multe bunuri materiale. Din păcate, pompierii nu pot preveni astfel de cazuri. Ține de poliție, de mentalitatea unor oameni și a unor cetățeni cu probleme psihice. Din nefericire, tot mai mulți cetățeni devin piromani și împotriva cărora pompierii nu au cum să lupte. Numai în luna noiembrie au avut loc 7 incendii care, se pare, au avut drept cauza aprinderea intenționată, ultimul fiind pe 25 în satul Clit, comuna Arbore. Atunci, colegii mei de la Garda de Intervenție Solca și Detașamentul de Pompieri Rădăuți, împreună cu lucrători ai serviciilor voluntare pentru stații de urgență ale comunelor Arbore și Cașvana, cu 5 autospeciale de stins și 3 utilaje cu încărcătoare frontale, au acționat pentru localizarea și lichidarea flăcărilor izbucnite la un depozit de furaje în satul Clit, comuna Arbore. Flăcările au fost localizate la scurt timp, dar exista pericolul de propagare la un adăpost de animale și alte bunuri depozitate în apropiere. Intervenția a fost una dificilă, la care pompierii au muncit aproximativ 12 ore, totul pornind de la o mână criminală, se pare. Flăcările au fost localizate în timp scurt, însă din cauza cantității foarte mari de fân, care trebuia răscolit pentru ca focul să nu reizbucnească, intervenția de stingere a incendiului s-a întins pe o perioadă de mai bine de 12 ore. În final au ars aproximativ 910 metri pătrați în acoperișul construcției, pe structură de beton și învelitoare din azbociment, în suprafață totală de 1400 metri pătrați, au mai ars 150 de baloți de paie și circa o tonă de porumb. În total au fost afectate de foc circa 120 de tone de fân. Cu toate acestea și în ciuda violenței cu care s-a manifestat incendiul, pompierii au salvat adăpostul de animale, restul depozitului de furaje, aproximativ 10 tone de fân, 15 tone de știuleți de porumb, un banzic, o volă și alte bunuri. În asemenea cazuri mai rămâne speranța. Speranța că gradul de civilizație al sucevenilor să crească și numărul incidentelor de acest gen să fie de la an la an tot mai mic.